Au dat spiritul de turmă pentru cel de competiție. Peste 160 de vaci din Elveția și-au disputat titlul de regina reginelor. Cornutele Aprige au avut parte de susținere din public, mai ceva ca la marele competiții sportive. În satul Lapros din Elveția, confruntarea între finalistele concursului se ține de obicei până când vaca triumfătoare își îngenunchează adversarele și le trimite umilită înapoi în grajd. Mai Aprige decât Cornutele se arată însă de fiecare dată fermierii și spectatorii din tribune care își ovaționează frenetic favoritele. Exact cum un grand sportiv care arrive în calificație, care arrive aux Jeux Olympiques, pentru noi este la même chose, și apoi notre objectif c'est d'arriver, cum vous le dites, de gagner, mais on en a encore pas là, mais pourvu que... Fermierii își dechisesc animale pentru ca acestea să facă o impresie cât mai bună în ring. În final contează însă doar forța și spiritul de lider al bovinei. Odată eliberată din adăposturi, vacile își croiesc drum spre victorie doar cu ajutorul coarnelor. Ouais, ben ça rend fier quand même parce que bon, ben j'ai pas mal voyagé aussi. Mais on voit que chez nous en Suisse, même qu'on est un petit pays, on a quand même beaucoup de tradition puis on est riche. După ce s-a impus în arenă, regina încoronată primește drept trofeu un clopot, iar la întoarcerea acasă stăpânii pregătesc și un răsfăț culinar pe cinste. Tradiția luptei între vaci are o istorie de aproape un secol în țara cantoanelor și este practicată și în unele sate din nordul Italiei.